de plaje și vom deschide 100 de lucky blocuri în GTA 5. Asta n-am mai făcut până acum, este o premieră și pe care așa că dați un like și spuneți-mi în comentarii pe cine vreți să chemăm la următorul episod cu lucky blocuri, dar asta doar dacă strângem foarte multe like-uri și abonați-vă pentru că mai avem foarte puțin până la 200 de începem, fraților. Am dat drumul la primul lucky block, a căzut din ceruri. Vă vine să credeți și, bă, o să încerc să dau cu pumnul în el pentru că nu vreau să-mi consum miniganul, mai am 5 gloanțe și hai să vedem, pe fraților, dacă funcționează lucky blocul ăsta să-l spargem cu piciorul Da, văd că nu dă cu piciorul în el, așa că o să facem o nefăcută Luăm miniganu și... Bam! Nu pot să cred așa M-a transformat în porc! Vă, sunt în porc acum! Și... Și cu ce sparg eu? A, uite, mai am trei la minigan. Sunt un porc cu minigan în mână și nu mi-e teamă să-l folosesc Ba sunt un porc mistreț, uitați-vă la mine Doamne, deci nu vine să cred Da, cred că m-am blocat în momentul de față Și nu știu cum să mă deblochez Bun, am reușit să mă deblochez într-un final Dar problema este că nu știu cum o să pot lovi cu porcul ăsta Pentru că porcul ăsta nu prea poate da damage sau ceva Hai să vedem, mai dăm un lucky block de stomach Ba avem lucky block pe diferite dimensiuni Ok, văd că, văd că s-a spawnat destul de, destul de departe Și Ah, să... ok, bun! Uhu! Bun, și mi-a dat și 7860 de dolari Vezi că e bine, mi-a dat bani, mă Și minigan nu mai avem Nu mai avem minigan Pot să-l arunc, oare? Nu pot să-l arunc Dar măcar nu mai sunt un porc, ok? Totul e în regulă acum Ne putem distra aici pe plajă cu lumea Da, oamenii ăștia au morte din greșeală Dar nu contează, mai dăm un lucky block de mic Bă, vreau ceva bun Vreau o chestie șmecheră Hai mă, sparge-te, te rog, bun Bă, mi-a dat armă. Bun, văd că în astea mici ne dă numai arme. Hai să încercăm unul mai mare, bă, fraților. Unde e? Ok, ăsta e la blocul cu numărul 2. Adică așa este el numerotat. Hai să încercăm să-i dăm tot cu, cu, piciorul. Să nu... Hai mă, dă un picior la Lucky Block Asta să nu dăm cu rachete pe aici, să se sperie lumea, nu de alta. Dacă nu vrei, o să, o să dau peste el, mă. O să dau peste el, poate răstorni și să sparge. I-am dat! I-am dat piciorul! Bine! Oh, wow, 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 ce bicicletă e asta? Ok, tocmai am observat că avem un BMX care are nitro. Bă, are, scoate flăcări efectiv, Băi, nu este o bicicletă oricare. Uitați-vă un pic, merge normal și, uite, merge normal dacă e mâinile nu se întâmplă nimic. Bă, dar dacă ei dat nitro, să duce Ferrari, am dat direct peste umbreluțe! Am dat direct peste oamenii de la plajă și pot să bag și viteză. Bă, de mi se pare incredibil BMX-ul ăsta. Sincer, aș vrea unul în viața reală și am sărit peste apă. Uh, bă, aparent merge și prin apă Ceea ce e super bine Nu pot să cred că pot zbura cu el Deci eu nu pot să cred că pot zbura cu BMX-ul ăsta Bine, nu prea pot să zbor Dar înțelegeți voi ideea Uh, M-am făcut una cu stâlpul, asta e clar Dar nu e nimic pentru că mai desfacem un lucky block de ăsta uh, mediu, aș putea spune Pentru că uitați-vă la el, ne-a dat o chestie super șmecheră Și chiar aș vrea să, chiar aș vrea să încercăm Bă, îi da, dai cu piciorul sau uh, trebuie să aperi la rachetele alea? Bă, sincer, cred că mi-aș la un pistol, bă, asta e așa hai să, hai să ne luăm un pistol ca să fie, să fie treaba bună Ia, unde-s mă pistoalele? Bun, am pus mâna pe un pistol și hai să vedem ce se află în acest lucky block, fraților. Ok, artificii, toată lumea e fericită, la mulți ani 2023, toate cele bune. Mamă, ce mă bucur că am artificii, da, dar nu pentru artificii deschid de block Eu deschid lucky block, lucky block pentru premii, mă, pentru chestii șmechere în joc. Ce vrea să fie arma asta? Ok, un lansator de grenade. E bun, hai să vedem dacă putem să bubuim asta, mă, chiar sunt curios. Dacă, au, să da, s ca în departe, bă. Opa, A bubuit BMX-ul meu, e gata? Nu mai am BMX acum? A, ah, ba da, merge. N-ai treabă cu BMX-ul, tot ce viteză Ferrari are. Bă, mă, face și drifturi. Bă, deci BMX-ul ăsta cred că e cel mai tare lucru. A, ah, ok, o să sar de pe el. Uh, da. Cred că, bă, nu vreau să mănnec, ok, ridică-te de acolo. Bun, cred că am rămas fără BMX. Bă, dar hai să hai să distrugem o o, o bălărie de aia. Bum! Și gata, am distrus și bălăria bai să mai deschidem unul mic Bă, imaginați-vă că avem la blocuri de dimensiunea asta Adică, adică, pă, bune! De dimensiunea asta Și o să deschidem unul imediat, dar... Doar dacă ați apăsat pe butonul de like, atât Doar dacă ați apăsat pe butonul de like, deschidem mă la Hai să vedem cine aici Da, cred că Cred că am fost un pic trollat Opa, s-a deschis și ce Nu cred așa ceva deci în Lucky Blocul Gigant am primit efectiv toate armele din joc, cred. Nu cred că există armă să nu fie spawnată aici, în locul ăsta și asta mi se pare super șmecher, dar... Hă, bă, să iau toate armele astea, bă, nu le iau, hai să vedem cine dă, uh, cine dă într-un altul, să vedem dacă ne dă numai arme sau ne dă și altfel de chestii. Pentru că dacă ne dă numai arme, practic eu vreau să văd ce arme îmi dă părând, așa, știi, nu să... A, oh, dar asta trebuie să dăm Stai mă, așa că am eu, am eu un secret aici care Așa, ăsta trebuie să tăm forță în el Motocicleta, bă, vezi că arată bine rău motocicleta Ok, bun Sunt cu motocicleta și este șmecher, n-am ce să zic e Să vedem câtă viteză prinde Bă, vreau să testăm motocicleta direct pe aeroport, am zis Bun, suntem pe aeroport și hai să vedem câtă viteză poate să prindă această motocicletă nebună Chiar sunt curios, sincer, pentru că nu am și niciodată cu motocicleta asta Văd că nu are nicio, nicio super putere și văd că nici viteză prea mare nu prinde, așa, de ce să, de ce să vă mint Văd că sunt foarte multe avioane pe aici sincer, e un aeroport, asta e normal Dar vreo, sută, vreo 130 și văd că s-a dat înapoi kilometrajul, nu înțeleg din ce motiv dar cam asta e viteza E maximă 130 de km pe oră Bă, o să luăm și toate armele din Lucky Block la uriaș Dar până atunci vreau să mai deschidem Și a treia dimensiune de Lucky blocuri Și după vom da drumul La o ploaie de Lucky Block nebune Să vedem care este situația o, oh, ne-a venit altă, altă, motor, altă, bicicletă de asta, bă, chiar mă gândeam, bă, cum să fac să aduc bicicleta aici ca să o testez la capacitatea ei maximă Vezi că bicicleta asta prinde viteză foarte Ferrari, nu că Ferrari nu, pot să cred că mergea cu 500 la ora o bicicletă 539 de km la ora pe o bicicletă în GTA Mi-au rupt toate oasele efectiv Mi-au rupt toate oasele Vreau să mai dau o dată Să văd dacă prinde mai mult Deci 539 parcă am văzut-o pe, pe, kilometraj acolo Ia să vedem cât avem 539 Da, ăsta e maximul Ăsta e... am sărit după ea mă. Aia, dacă n-aveam cască, muream. Ok, să mergeți cu cască pe bicicletă, pentru că nu e deja că cu bicicletele astea super puternice, asta e clar. Bun, bă, uh, mai dăm drumul la unul de ăsta mic, dar până să-l deschidem pe ăsta, și ce vreau? Să dăm drumul la un lucky block de ăsta mic aici, în față la oamenii ăștia, să vedem, bă, fraților, ce primez, mă, și ei dintr-un lucky block? O, oh, salut, fraților, vreți un lucky block? Luați de aici un lucky block, că vă dă băiat. Unde l-a dat, mă? Unde l-a dat, mă, lucky block ah, A, l-a dat pe casă, acolo, ia. Uh. Bă, stai-mă, stai-mă, stai-mă un pic, stai că îți explic eu. Gata, i-am explicat. Bun, vă ca am un lansator de rachete ceva, dar hai să, hai să dăm unul aici să vedem. Cred că e același lucru. Ar putea face și ajul. Bă, sincer să că repetă chestiile, nu prea îmi place, cred că nu o să mai deschide. De -astea. să mă dăm, dăm mai multe de astea. Bun, deci avem una două, deci avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avem 10 lucky blocuri mici. Hai să vedem ce ne pică în ele. Bun, dar nu vreau să deschid cu asta, vreau să deschid cu pistolul. Ok. Bun, 10 lucky blocuri mici. Avem așa. O mitralieră, sau ce asta? Ok, avem, avem prima mitralieră. Care pare să fie destul de bună dacă mă întreba să vine și e să vedem a doua. Bam. Ai de capul meu, iar rachetele, mă. L-am nenorăcit pe ăla, așa era mort. La, a, uite bănuții, stai așa că dacă tot erau bănuții aici am zis hai să iau și niște bănă, știi ce zic? Bun, deci ne-a dat lansator de rachete nebun M-a transformat într-un cățel super frumos Ce părere aveți despre asta? Bă, chiar sunt frumos, adică pe bune, hai să mai deschidem unul Ok, m-am făcut din nou om, deci practic dacă ești animal și te lovești de un lucky block te face din nou om orice, orice s-a Au rămas fără mitralieră? Da, nasol moment Ok, Minigun din nou, bun. Băi, e bun Minigun, îmi place, n-am ce să zic. Mi-a dat fără Mi-a dat Minigun fără gloanțe. Își bate joc de mine jocul ăsta. Pă bune, bă, e un joc în bătaie de joc, efectiv bun. Hai să vedem. Următorul. Mare camion. Bă, camionul, nu știu ce să zic de el, că, bă, nu sparge la chiblocuri așa. Hai să o să-l punem aici, să-l testăm și pe el ca, ca mașină, așa, să vedem câtă viteză prinde și, și nebunii de-astea. Și poate facem un, uh, un test de la de durabilitate cu altă mașină pe care o să ne dea sau ceva bun. Aici avem... Aoleu, nu mai am camion! Uh, da, cred că camionul meu este cam distrus în momentul ăsta. Deci eu nu pot să cred. Au venit 15.000 de rachete în camionul ăsta și nu s-a distrus. Și eu dacă trag... Bă... Asta e camion blindat sau ce? Bă, mă lași! Camionul ăsta nu se distruge? Ok, și accelerează cam repede. O să testăm camionul ăsta, ok? O să-l testăm, bun. Hai să Vedem aici la blocurile astea ce se întâmplă cu ele și dacă putem să găsim chestii super șmechere Bă, aparent camionul noi e super șmecher Rachetele alea cred că sunt cele mai enervante că te omoară, sunt cele mai troll A, ok, deci dintr-un lucky bloc mic poate să-ți dea toate armele efectiv și uh, nu o să le iau în momentul ăsta, asta e clar Aici mai am un lansator de rachete Ok, o să lansăm și o rachetă Bă, vreau să dau cu o rachetă în camion, dar stai un pic să-l să spar sparg și pe ăsta să nu mai trebuiască să mă întorc da, încă un lansator de grenade Chiar n-am ce să fac cu el, adică pe bune Voi ați văzut că gardul ăla a căzut singur? Dați like dacă ați văzut pe bune Bun, vreau să dau cu lansatorul de rachete în camion, bă Bă, deci camionul ăla e indestructibil, pe bune vă zic Nu, 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 că vreau, vreau, să, vreau să spawnez o mașină, ok? Bun, vreau să, vreau să spawnez o mașină Vehicle spawner, dăm... Uh o, o mașină, orice mașină, uite, punem mașina asta aici, așa, și să vedem dacă bubui, mă, că mie nu -mi vine să cred că mașina aia nu explodează, pă, bune. Nici o mașină nu explodează? De ce nu explodează mașinile în GTA? Poate să-mi spune cineva și nu nu de la cituri că, uite, își ia damage mașina, de efectiv nu nu explodează și nu înțeleg din ce motiv, dar hai să testăm camionul să vedem ce viteză prinde pe această autostradă și după trecem direct la nivelul 2 de lucky blocuri ca să fie, fie nebunia nebunie și a, la sfârșit de tot v-am zis, dăm drumul la ploaia de lucky blocuri. Ori de cad lucky blocuri se vor deschide, vor face un lag infernal și probabil o să distrugă PC-ul, așa că dați un like pentru că merită. 144 de km pe oră, 145, da, foarte încet am sărit din el, nu mai întreabă cu el. Bă, oare din mers, mă? Hai mă, ridică-te că vreau să trag o rachetă, ne ce mai că s-a oprit, nu mai tra nimic. bun! 5, 6, 7, 8, 9, 10 am apăsat, hai să vedem, avem 10 lucky blocuri de nivel 2, bun. Bun, ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la blocuri la nivelul 2 și am început, frate. Din nou bicicletă, nu mai am nevoie de bicicletă. Minigan, bă, sper să-mi dea glanțele de data el că nebunesc. Da, nu mai dă glanțele la minigan, nu înțeleg -mi din ce motiv, nu mă mai suportă. Îmi stă bine așa? Îmi stă bine așa? Bun, un lucky block o să-l stric, hai să punem un lucky block de asta, așa, să-l stricăm, să ne facem înapoi oameni, pentru că Ok. Da, nu știu dacă s-au de, dar tocmai am făcut mu. Uh, da, nu prea. M-a făcut Trevor acum. Ok, bun. E bine de știu că nu mă face mereu același caracter. Lansator de rachete. Remorcă pentru camion! <grijă> Bun, hai să vedem cum cuplăm remorca asta la camion Am dat-o de pe Lucky Block pentru că se tea pe un Lucky Block și nu, nu prea era ce trebuie Acum o luăm frumos cu camionul nostru și o cuplăm aici și practic ne-am făcut trailer de asta putem... Bă, putem căra mașini Putem căra mașini, bă, stai că asta nu m-am gândit Cum fac să, să las să le josoare. Cum fac oare să las să le jos? Chiar, chiar nu știu, pe bune Bă, dacă știi cineva cum să lasă alea jos, să scrie în comentarii, că eu chiar sunt curioasă dacă chiar pot să bag o mașină aici sau nu și într-un episod viitor poate... Uite mă că ai, la asta să spar groțile. Da, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu gta ăsta, efectiv. Uh, artificii din nou, pentru că toată lumea a dat like, au apărut artificiile. Dacă vreți artificii în viața voastră, dați like, bă, pentru că artificiile sunt frumoase. Cui nu-i plac artificiile, pe bune? Ok, din nou lansator de rachetă, din nou aia, din nou asta și din nou toate armele. Bă, de ce armă o aia? Ok, o să mă bag aici doar ca să văd ce armă este Asta, bun Și mă întorc înapoi Ce-o fi mă frate Aici, aici nu e E un fel de shotgun Ce armă e aia mă frate, că nu-mi dau seama Aici n-am două Aici am patru. Asta e bă, ia Arma cu laser Camionul! Camionul cu băieți! Ia! Da, văd că nu trage prea bine Oare pot să distrug un avion cu ăsta? Da, nu cred că... Da, nu cred că merge, sincer Și nici n-am foarte multe glanțele, Așa că o să le țin Bun, lucky blocuri de nivel 3 d Dăm mi un continuu pe ele Bă, nici nu-i nici nu Mi-am dat... Forță, deci o să se facă lagul de pe pământ aici, ok? Bun. Cad lachi blocuri din cer, uitați vă le păi zici că suntem în Minecraft. Deci au căzut toate lucky blocurile din univers exact aici, în locul ăsta. A, cade turnul de lachi blocuri! Ok, a căzut turnul de lucky blocuri. Lua frumos uh, o mitralieră, frate, că nu mai putem să spargem cu, cu pistolul. Ce e aia? Crosa de golf? Mă duc direct la golf. Mă duc direct la golf cu cro... Uh, golf cu crosa asta aia. Ha! Ma, bă, oare să deschid cu crossa uh, Mă bate la chivlu? Uh, da, artificii E bine când dai artificii, pe bune vă zic Ok, un hit Două hituri uh, Da, bun, chestii de asta mai avem Hai să vedem dacă ne dă ceva ce nu am mai primit până acum Vezi că-s mare lup frumos Pot să rămân în lup toată viața? mi îmi place să fiu lup Auu, aica, Au, ai cau, bă, era tare dacă mă făcea tigru sau ceva Ok, acum sunt Franklin și am 32 de Ok, am un număr mare de bani, asta e clar Dar nu asta e important Banii nu sunt importanți, bă, cred că De asta am mai avut chopper, ciup, de asta e uh, Da, cred că e aproape la fel Ca și cealaltă motocicletă Nu cred că mai are sens Să -o, o testăm da, cred că nu mai are sens să o testăm. mai să deschidem alt. Ok, toate armele din nou. O, o bicicletă de, de, de curse. O bicicletă de curse. Ok, bun. Uh, așa, hai să vedem. Bicicletă de curse, deci cursieră cu rachetă. Jucați-o pe asta. Aia prindea 543 de km la sau ceva de genul. Asta e de curse, ar trebui să prinde viteză mai mare. Nu, 538. Nu, no, cred că top acolo e cu viteza, sincer. Da, cred că top acolo e cu viteza bicicleta asta. O să-i mai dau o... O să-i mai dau o... un try Dar uh, invers, să vedem care e situația. Hai, mă întoarci. Uh, cred că mă pot urca și pe perescu. cu Asta e... Asta e bine de știut, sincer. Ok, bun. Avem viteză foarte mare. 300 km h pe o bicicletă. Nimeni niciodată în viață nu a mers cu atâția km pe oră pe o... Bicicletă. Da, m-am făcut praf iar Ok, am adunat toate armele de acolo pentru că erau enervante Și acum hai să vedem cine mai dă ce asta, mă? Iar de asta de parunca rachete și nebunii Iar m-a făcut, mă, câine, frate Mai stau și cu gura căscată Oare pot să mușc? Da, văd că n-am nicio reacție ca și câine Sunt un câine normal, aparent Bun, m-a făcut din nou uh, Trevor, bă, cred că Trevor e ăsta, sincer, să scrieți în comentarii dacă greșesc Mașiniță, aia zic frate, doamne mașini, să fim șmecheri, să fim adevărați, Hai să vedem mai este și tun. Vezi că pare să fie tunată sau ceva mașina asta, că eu nu cred că mașina asta e așa umflată și de asta, uite, uite aici la, la ripile din spate Dar noi dăm o viteză cu ea, să vedem care e situația, frate dar oricum bicicleta e mult mai rapidă decât mașina Adică e clar, uite tu De-abia prinde postă 50 dacă îi prinde Ce ai mașina asta N-are nici puteri, nici nimic E, e lentă, rău nici nu mai are sens Mă întorc ea înapoi că nu-mi place Oare pot, să fac drifturi? Măcar e mașina de drifturi, bă Ia auto, ia auto Hăț, hăț, Johnule Bă, cred că chiar mașina de drifturi și este Sincer să facem niște drifturi acolo la lucky blocuri Să vune care e situația Hai cu driftarul, ia! Ia! Bă, chiar, da, nu știu ce să zic cu drifturile. Băi, să vedem, dacă bușesc cu mașina... Dacă bușesc cu mașina, nu se distrug la blocurile, ceea ce e tare, sincer. Ok, din nou toate armele din lume. Ce mai avem aici? Hai, ma încarcă o dată. Bă, dar stai, mă, că să folosești ceva mai ca lumea. Ok, altă bicicletă cu rachete. Ia să vedem asta. Prinde mai multă viteză sau nu? Asta nu prinde mai mult de 100? Ce? Se ridică într-o rată, mă, stai ca asta derapează Nu-i sănătoasă bicicleta asta Tot 530 ceva prinde, mă? Da Mamă, dar ce repede se oprește Nu credeam că se oprește așa repede Că de acum pun frână, nu mă mai arunc după ea Da, tot 500 de km pe oră prinde și bicicleta asta E clar, A, am pierdut un pic controlul Dar m-am oprit destul de repede și asta e important la biciclete Că te oprești repede cu ele, bun Mamă, la chip ăla rezistă. Ce armă este aia? Vreau să văd în momentul ăsta ce armă e. Un pistol? N-am nevoie de pistol! Nu, no, rachete din nou! Bă, lăsați-mă, bă, cu rachetele voastre, bă, că n-am nevoie de rachete! ce asta? Arme din nou! Arme! Bă, ce mă dă numai arme? Altă mașină! Bun, o să încerc să iau toate armele astea din nou. Ca arme în darme bă, dar vezi că mașina asta nu știu dacă am condiționat o până acum în GTA Sincer Nu cred că... Era să zic că e electrică, bă, până se văd evacuarea și motorul, efectiv, deasupra acolo Hai mă, să vedem Cât credeți că prinde mașina asta? Scrieți chiar acum, puneți pauză și scrieți Eu cred că prinde 170 Hai ca ajunge la 170 vreodată în viața mașina asta Hai că ajunge vreodată în viața mașina asta la 170 de km la ora Cred că 160 e maximum Da, 161 chiar, 162? Ok, bun, o să, o să mai încerc o dată invers, că am impresia că chiar prind 170 sau ceva. Ok, avem 156 km, 157. Sper să am, drum până la 170 de km, dar nu prea cred. 161... Nu, nicio șansă. Mă arunc din ea. Vreau să mă din această mașină, te rog, aruncă Nu mă mai arunc. Hai. Acum ai cobor repede din mașină, dar cum nu coborai tu din mașină? Bravo, mă. Ia, tragem de aici de la distanță. Și ce ne fi dat? Iar bicicleta mă. Bă, de m să testez biciclete, pe bune vă zic. Mă gândeam că dă și mie chestii mai șmechere fantome de astea, dar nu, că deschidă numai de alea mari. Stați așa. Iar mi-a dat rachete. boare în alea mari îmi rachete mai multe sau ceva? Iar m-a făcut mă vacă, dar nu mai vreau să fiu vacă. Nu mai vreau să fiu vacă. De rachetă, arme, 100.000 de, mii de arme, dacă n-am arme de pun și în cap, iar arme. Uh, da, ceva s-a întâmplat acolo. Avion, avion, avion cu motor! Dați-vă la o parte, decolez. Voi știți că eu nu sunt cu avioanele, asta e clar. O să încerc doar să să merg un pic cu el pe aici să mă, să mă destrăbălez. Chiar nu sunt în stare să merg cu avionul, dai hai să vedem ce viteză prinde pe aici, pe jos ea. Chiar sunt curios. A, aparent nu merge. A, ba da, merge să mergem doar pe jos. E, e în regulă. Bun. 170 de km pe oră. Am butoane! Nu pot să trag... A, da, nu pot să trag pe e dar am am gloanțe. Trag cu gloanțe, uite. dați vreau o parte. Ba, următorul Lucky Block, îl spargem cu ajutorul acestui. Uh, bă, nu vreau să decolez, bă, dă-te Așa decolez. Da, nu contează. Uh, vreau să vreau să sparg următorul Lucky Block cu astea. Frână, frână. Hei, frână, te rog. Bun, a spart unul, încă unul. Uh, artificii peste artificii Bun Hai să trecem La lucky blocurile alea Grele rău de tot Pentru că m-am săturat De lucky blocurile astea ușoare Vreau să-mi uh, uh, De fapt da Îmi scot toate armele Pentru că am arme Am arme acolo Ok Dăm să ne scoată Absolut toate armele Și hai să vedem Să ne luăm ceva O armă automată Sau ceva Cred că o să trebuiască Să tragem destul de mult În În uh, Lucky blocurile alea mari Bun Cred că da, e bună arma asta. Bun, și acum dăm sp foarte multe lucky blocuri uriașe să vedem ce noroc avem și ce ne pică din ele. Chiar sunt curios și i-am dat. Bun, au venit foarte multe unul peste altul. Uh, deja, mamă, sper să nu mă omoare vreun lucky block de asta. Avem vreo 20 de lucky blocuri acum, hai să vedem Bun, minigan. motor, Motor adevărat, am zis Ba da, minigan Minigan cu gloanțe, În sfârșit am minigan cu gloanțe. Hai să vedem ce poate să facă motoscârța asta În afară de a claxona, nu cred că face mare lucru E o motocicletă normală, bă E o motocicletă normală, dar știți ce? Nu știți voi Că nu pot să trag cu arma de pe această motocicletă normală M-am aruncat de pe ea, nici nu vreau să o mai vad Bă, ridica te bă, frate, că avem treabă, nu înțelegi? Așa, mă, unde e, mă? Uh, bă, cu miniganul vreau să sparg, mă, hai Altă bicicletă Altă armă dubioasă Rachetele, nu Nu, nu vreau din nou rachete Bun, cu miniganul mână nu pot sări E bine de știut Armă din nou Mașină! Mașină! Bă, dar nu-mi dă o mașină specială, bă, și mie să... C -c Că sunt un om special, genia asta, știe să facă ceva? Da, pare nu știe să facă absolut în mașina asta și nici măcar nu vreau să o mai testez pentru că nu vreau eu și atât. Bun, hai să vedem. Sunt porumbel. Pot să fac caca? Pot să fac caca în capul oamenilor? Pot să fac caca! Ok, sunt un porumbel și tocmai am făcut un... un, un Căcănel, Bun, vreau să fac caca pe o mașină, bă, pentru că eu mereu după ce spăl mașina, mă trezesc cu desta de porumbel pe mașină tot timpul. Uh, am ratat mașina, bun, hai mă. Bă, cum ratez mașina pe asta neagră, se vede clar, ia. Mă, dar sper să se și vadă, adică stai, că nu știu dacă o să se vadă. Căcănescu. Da, nu prea mă descurc să fiu, să fiu porumbel sincer, dar uite că am reușit să mă pun pe, pe un lucky block de asta, așa că hai să vedem. Hai mă, ia un lucky block, mă Căcănescule Ia mă, un lucky block, n-auzi? Bă, asta nu mai coboară! Cum să controlează un porumbel în GTA? Stai pe loc! Oprește-te, te rog! Cum opresc? Cum o opresc din a mai fi porumbel? mă ajută cineva? Efectiv nu pot să... Pot să aterizez și eu vreodată? Bă, ce drept îmi place cum arăt, sunt frumos. Tot timpul, bă, nu v-ați dorit niciodată să zburați? Uite, acum e moment. Bă, asta se duce. A, trebuie să țin. Am înțeles. E, sunt controlele inversate. Bun. Bă, vreau să mă fac la loc și nu pot! Gata, bă! Uau, sfârșit, bă, deci am zis că, am zis că nu e adevărat. Uh, bun, ce... Bă, nu mai... Mi-au dispărut... Mi dispărut... toate gloanțele. mi a rămas numai minigano. Ok, bicicletă și armă Rachete din nou da, m-am săturat de rachete, nu știu Helicopter, helicopter Dacă are arme Îl luăm și tragem cu arma Cu ăsta Bă, dar vezi că Vezi că e helicopter cam șmecher ăsta dacă, dacă mă întrebați pe mine Chiar arată Arată într-un fel helicopterul ăsta Bun Vreau să mă ridic un pic și Am spart un lucky block cu el și a spart și celelalte lucky blocuri și aparent nu am primit absolut nimic. Acum vreau să mergem în oraș și să dăm drumul la o proiect cu lucky blocuri să vedem cum o ia calculatorul nostru razna. Bun, 3, 2, 1... Am dat drumul la lucky blocuri, fraților, ar trebui să cadă lucky blocuri din cer tot timpul și NPC-urile practic ar trebui să le distrugă. Lucky blocurile sunt peste tot acum, ok? Hai să vedem ce ne rezervă viitorul în lucky blocurilor. Uh, văd că nimeni nu repară nimic, așa că noi, noi vom trage și vom vedea ce ne dă. Ok, ne-a dat și armă. Bă, nu dau cu mașina peste mine, că nu ți-am făcut nimic! Am dat cadouri la toată lumea! Lucky blocuri de la mine pentru toată lumea! Nu pot să cred că sunt cear acum. So, ne fă -mă la loc, te rog. Bun, gata, m-a făcut la loc. Huh. Bă, ieși mă de aici! Ce-a făcut, mă? Uh, da, cred că... Am murit! Am murit ca cioară, ce? Ciorile mor așa repede, mă? Atât de repede moare o cioară pe bune? Da... Aparent ciorile mor destul de, de repede. Uite, bă, mă lovesc un pic și mor, nu corect! Am reușit să scap de, de ăla care nu mă lăsa să trăiesc efectiv și hai să mai tragem câteva gloanțe pe aici să vedem ce, ce se întâmplă Dar și ce vreau să fac? Să trag gloanțele aia cu nu să deschid toate lucky blocurile astea de aici Să vedem... Uh, da, să vedem ce, ce, se întâmplă, bă, fraților Câte chestii putem obține mașină de gunoi Mamă, câte chestii obținem aici Ok, bun uh, da, văd că, văd că se întâmplă multe lucruri, asta e clar M-am făcut din nou câine și vreau să termin acest episod sub formă de lupișor sau husky, cum vreți voi să spuneți și cu artificii. Peste tot sunt lucky blocuri. Dați un like dacă vreți să mai vedeți episoade de acest gen cu GTA modat, pentru că sunt foarte multe moduri în GTA și chiar aș vrea să le jupă, de că sunt foarte multe interesante. Uite cum este și asta. Eu sunt un lupișor și până data viitoare v-am pupat pe toți barba și așa cum vă pupă lupișorii. E...